1. Vă salut, dragi români, dragi brăileni, sunt în județul Brăila, oraș în Surăței, și am fost contactat niște colegi din AUR, membri AUR cotizați, și mi s-au plâns că au venit la Casa de Cultură, la un eveniment AUR, unde George Simion, marele Simion, care vrea să ajungă președinte, nu i-a lăsat să intre în sală. Oameni buni, Simion i-a fost frică de 50 de membri care au vrut să-i ceară socoteală, unii erau nemulțumiți, unii îl cuiduiau, unii au vrut să intre la această ședință. Oamenii sunt dezamăgiți, frustrați, pentru că Simion se pare că prin diferite zvonuri a vândut filiala Brăila la niște politruci care au cumpărat cu niște valize această filială. Deci George Simion, marele Simion, a venit la Însurăței, în județul Brăila, probabil să prezinte marele și strategicul lui plan. I-a fost frică de o mână de oameni, a chemat jandarmeria, poliția. George Turiac, fostul coordonator care a fost mazilit de Simion în schimbul altor politruci care au venit la Brăila, a fost amenințat că vezi că ăsta ajunge președinte și s-ar putea să o încurci. Deci, oameni buni, în ce țară am ajuns? Mesaj pentru membrii AUR. Ceea ce se întâmplă la Brăila se întâmplă în toată țara. Foarte mulți membri AUR care sunt cotizați la zi plătită îl contestă pe excrocul George Simion. Un mare manglitor și un mare laș. Pentru că dacă ești președintele unui partid politic, primești toți membrii în sală, nu? A, pe ăștia care îți convine îi primești, pe ăștia care îți cer socoteală îi primești. Rușine, Simion, jos cu el!